Scoatem din ce în ce mai mulți bani din buzunare pentru alimente. Prețul produselor de bază aproape s-a dublat în ultimii 2 ani. Cu toate acestea, guvernul nu ezită să se laude cu creșteri economice scoase pe bani de rulantă. Mehedințenii declară că nu-și mai permis să cumpere mare lucru nici din magazine, dar nici din piețe. Noi avem pensii mici. Scoateți mai mulți bani din buzunar acum, da, pentru alimente. Da. Dumneavoastră ce cumpărați cel mai des când mergeți, spre exemplu, la piață sau la magazin? Care sunt produsele pe care le cumpărați cel mai des? Păi ce să cumpărăm? Ce lactate din ăștia, că carne avem la țară, creștem păsări, porc. Dumneavoastră cum vă descurcați? Rău. Ce puseai luai o kilă de omor cu următoare când de... Și cum vi se par prețurile în piață? Crede de ce să facem oamenii dacă muncesc cel cât vrei. Dar simțiți aceste scumpiri lună de lună? Da, sigur. Nu să nu spun. Dumneavoastră ce cumpărați cel mai des? Din piață, din magazine? Ce să mai cumpăr decât alimentație? Altce ce să cumpăr? Cartofi, mai tai câte arpagii, că vrea cineva să pun ca sabar la noi a fost să-și tăși costă de lini, n-am să-i cu ce să iau. O ce îți bolnavă, de ideea acum 1.100.000 pe medicamente. Ce să mai spun altceva? Pe ideea 1.200.000 pe niște medicamente. De la țară și nu... Veniți mai rar în piață, înțeleg. Venim foarte rar, o dată pe lună. Și în magazine cum vi se par prețurile? Cam mari pentru salariile de acum. Și credeți că un mehedințean de rând și-ar putea permite să o facă zi de zi cumpărături? Nu, nu, la prețurile care sunt acum. Sunt exagerate pentru salarii? Pentru salariile de acum sunt foarte exagerate. Însă prețul pe care oamenii îl scot din buzunare pentru traiul zilnic ar putea scădea măcar cu puțin, odată cu venirea postului Paștelui. Cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, acesta amintește și de postul celor 40 de zile ținute de Hristos înainte de începerea activității sale mesianice. Poate fi considerat cel mai aspru post din perioada anului bisericesc, pentru că nu avem în timpul său decât 2 dezlegări la pește, una de Buna Vestire și una de Florii, însă cu o săptămână înainte de Paște. Ce putem recomanda credincioșilor este să se pregătească așa cum se cuvine pentru sărbătoarea Învierii Domnului, post să țină fiecare după putere. Ideal ar fi ca toți creștinii să țină post așa cum este lăsată în rânduiala bisericească, dar sunt și cazurile bătrânilor, bolnavilor, copiilor care nu pot să țină post toată această perioadă. Dar cei care pot să țină, să țină post, să ne spovedim. Astfel, odată cu instalarea postului, oamenii vor merge mai des în piețe, acolo unde prețurile sunt mult mai rezonabile decât în magazine. În plus, există avantajul de a cumpăra produse proaspete și bio.